Folosite de sute de ani în terapiile alternative, banalele urzici au calități nebănuite. În primul rând, se spune despre ele că au proprietatea de a schimba sângele datorită conținutului crescut de fier și magneziu. Din același motiv, sunt indicate pentru a combate anemia, iar bogăția de vitamine din frunze stimulează metabolismul, omoară bacteriile și tratează infecțiile. Urzica are denumirea științifică de urtica dioica și este folosită din timpuri străvechi în remedii naturale și preparate alimentare. De exemplu, în Egiptul antic era folosită în tratamentul artritei și al durerilor lombare, în timp ce soldații romani se fregau cu frunze de urzică pe corp pentru a se încălzi când se aflau în lupte de cucerire a unor teritorii friguroase. Numele își are originea din latinescul uro, care se traduce prin a arde sau a ustura. Atingerea frunzelor de urzică poate cauza o senzație temporară de arsură și usturime. Acest fenomen se întâmplă pentru că frunzele sunt acoperite de mici perișori care protejează planta de insecte și invadatori. Cu toate acestea, odată ce este gătită sau procesată, urzica poate fi consumată fără probleme, iar cercetările atestă faptul că are numeroase beneficii pentru sănătate. Urzica a fost folosită de-a lungul timpului pentru a trata durerea, inclusiv cea a mușchilor, corelată în special cu artrita. Specialiștii sugerează că ceaiul de urzică poate reduce inflamația și durerea asociate cu osteoartrita. Tensiunea arterială ridicată este o problemă serioasă pentru sănătate, deoarece te expune riscului de boli de inimă și accidente vasculare cerebrale. Urzica este folosită în mod tradițional pentru tratarea tensiunii arteriale crescute, iar cercetările arată că această plantă poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale prin stimularea producției de oxid nitric, care acționează ca un vasodilatator. În plus, urzica are compuși care pot acționa ca blocante ale canalelor de calciu, care relaxează inima prin readucerea forței contracțiilor. De asemenea, ceaiul de urzică scade nivelul tensiunii arteriale în timp ce crește apărarea antioxidantă a inimii. Bogat în vitamine precum vitamina D, E și K, lecitină și antioxidanți, ceaiul de urzică poate combate stresul și oboseala și distruge bacteriile din organism. Totodată, planta de urzică conține mai mulți compuși care stimulează imunitatea, inclusiv flavonoide, carotenoide și vitaminele A și C. Acești antioxidanți ajută la întărirea sistemului imunitar și la protejarea celulelor împotriva daunelor provocate de radicalii liberi, printre care îmbătrânirea sau riscul de cancer. Urzicile sunt recomandate și ca tratament împotriva mătreții și căderii părului. Aproximativ 1,5 kg de frunze de urzici se pun într-o oală de 5 litri plină cu apă rece și se fierb. Cu acest amestec, specialiștii recomandă spălarea părului de 3 ori pe săptămână.